Bun găsit din nou, dragi prieteni, o nouă carte pe care aș vrea să vă supun atenție și să vă prezint cu toată căldura. Este apărută la editura Predania, unde familia Gurgu face un lucru minunat, atât sub aspectul conținutului, cât și sub aspect grafic. Sunt cărți foarte, foarte frumoase, la care întotdeauna am tânjit ca cititor, dar și ca editor, trebuie să mărturisesc. Este vorba despre o carte cu Starețul Tadei, cuvinte folositoare, cuvinte de pus la inimă, Răul se dobândește aici, cum să păstrezi pacea și bucuria Duhului Sfânt, o carte de convorbiri cu acest, aș putea spune, sfânt contemporan. Este un trăitor în mănăstirea Vitovnița, a fost în Serbia, născut în 1914, de un lat cu Patriarhul Teoctist. Iată acest stareț care a avut o viață foarte tumultoasă, inclusiv o boală incurabilă, a reușit să supraviețuiască prin toate încercările pe care l-a pus Dumnezeu, dar tocmai spre întărire. Ba chiar povestește starețul celor care l-au interogat cu întrebarea duhovnicească, povestea cum arestat fiind într-o perioadă după război, când a încercat să treacă Dunărea în not, pornise în căutare de hrană, a fost arestat și în celulă fiind arestat i s-a arătat îngerul. Este unul dintre cei care au văzut cu ochii lor, cu ochii duhovnicești, cum arată un înger. Această mănăstire, Vitovnița, este o ctitorie a unui cneaz sfânt, Milutin, după o victorie asupra bulgarilor. Mănăstire de secolul XIII, care a trecut și ea prin devastări, reconstruiri, ocupații armate, jafuri, în fine, cum a fost toată istoria Balcanilor din ultimul mileniu. Am scos pentru voi câteva capete de înțelepciune rosite de acest mare duhovnic și mare meșter în decelarea adevărurilor subtile duhovnice și în aflarea adevăratului rost al sufletului omenesc, care este liniștea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Gândurile noastre cele rele sunt vinovate pentru toate, spune în esență Părintele Stareț Tadei, și concret spune așa: este oarecare nemulțumire lăuntrică sau nerăbdare. Oamenii sunt nemulțumiți și nici ei nu știu din ce pricină. Își răspunde cuvincioși și cu nemulțumire unii altora. Iată în câteva cuvinte, această convorbire a fost în 1997, deci iată, acum câțiva ani practic. Iată cum Părintele Stareț Tadei descrie, face o radiografie, un stop cadru concret al lumii în care trăim, în agitația sufletească și în această stare de zavistie și de zavără lăuntrică, dar și unii cu alții în care trăim. Practic, umanitatea este ca un imens malaxor al tensiunilor, al unor stări, conflictele de cel mai multe ori fără sens și fără motiv. Pur și simplu am devenit foarte nervoși și foarte neîngăduitori unii cu alții. Despre starea duhovnicească a lumii de astăzi, Părintele Stareț Tadei spune: tineretul este distrus, deci tineretul este distrus, iar omenirea se sprijină pe tineret și nu e nicio nădejde că va fi mai bine. În lume nu se întâmplă nimic spre bine, ci numai spre rău. Priviți cât de dușmănos sunt copiii noștri cu părinților. Da, este acest conflict între generații pe care și starețul Tadei l-a sesizat și l-a remarcat. Este practic această întoarcere a generațiilor unele contra altora. E un lucru natural până la un punct ca cei care vin să înlocuiască anumite lucruri pe care le găsesc moștenire. Însă această animozitate, această stare conflictuală excesivă, totuși parcă nu este firească nici umanității în sine și nici modul nostru creștin de a privi lucrurile. Să mai permită să vă mai citesc încă ceva despre ușurătate. Iată, o temă la care ne gândim destul de puțin, din păcate, și ar trebui să fim ceva mai atenți. Suntem adesea ușuratici, fie bătrâni, fie copii, suntem uneori pe aceeași treaptă. Cu toate că omul crede că este înțelept și rațional, nu a ajuns prea departe de purtarea copiilor. A pierdut numai ceea ce a avut în copilărie, curăția, după care s-a împovărat cu răutate. Par cuvinte simple, dar sunt izvorâte dintr-o forță
lăuntrică dată de rugăciune și de o viață cu adevărat curată, ascetică. Nu îmbătrânește omul din pricina anilor mulți, ci de la multele dorințe. Dorințele noastre ne surpă. Iată un alt verdict dat de starețul Tadei și, în fine, despre răbdare. Răbdarea ne este cel mai trebuință lucru în viață. A răbda și a ierta tot, a nu primi nicio jignire în inimă. Iată câteva sfaturi, câteva gânduri bune pe care părintele stareț Tadei, sârbul, ni le pune în fața ochilor și ne îndeamnă să le urmăm. Toate cele bune, pe curând!